United a reușit să se întărească pentru cea mai dificilă parte a sezonului. Portarul brazilian și Emanuel Moldoveanu sunt cele două achiziții reușite de conducerea clubului gălățean. David Asande are nevoie de un lot numeros pentru a compensa eventualele accidentări. Ultimul meci decisiv cu Târgu Mureșul câștigat, am câștigat un joc, am pierdut un jucător foarte important la momentul respectiv, Ivan Jovanović, care s-a accidentat grav și nu a mai jucat. Ne-am ales un adversar care în campionatul regulat l-am învins atât la Galați cât și la Călăraș și în play-off am pierdut atât la Călăraș cât și la Galați. Deci nu putem spune că ne putem alege adversarii, trebuie să jucăm, să fim constanți, să avem un parcurs bun, să avem jucătorii, spun eu, sănătoși și cu un randament maxim, pentru că în partea a doua a campionatului sunt cele mai multe meciuri, să nu uităm și de Cupa României, să nu uităm și de meciurile din play-off, să vor aduna peste 20 de jocuri și în care, cel puțin în ultima parte, mereu am avut probleme cu accidentările jucătorilor. Emanuel Moldoveanu a revenit la United după ce a evoluat aproape 2 ani la echipa de la Dunăre în perioada 2011-2013. Prin sosirea portarului brazilian, United încearcă să-și rezolve marea problemă legată de postul de portar.